Apoi, în ceea ce privește Orientul Mijlociu, trebuie să sprijinim toate eforturile pentru încetarea ostilităților. Pentru că ceea ce se întâmplă la ora actuală este un atac al drepturilor omului și trebuie să vedem cum, ce soluție găsim către o soluție stabilă din punct de vedere politică în Siria. Îi mulțumesc României pentru solidaritatea pe care a avut-o față de Franța ca urmare a atentatelor, dar și pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în Mali și în alte situații.